Ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, că cea lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa o prigoni și pe prorocii care au fost înainte de voi. Amin. Amin. Doamne, te rugăm să binecuvintești momentul acesta care îl petrecem înaintea cuvântului Tău. Lasă Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, să liniștească inimile noastre, Amin. Să le lumineze, Doamne, să le zidească și să le mângâie, Doamne, și Tu să-ți faci voia în noi, în numele Domnului Iisus și pentru meritele Lui. Amin. 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 Vă rog să ocupați locurile. Domnul Iisus aici când începe să predice, le spune ucenicilor cum trebuie să fie plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Dacă înainte cele 10 porunci de multe ori începea cu să nu ai alți Dumnezeu, să nu minți, să nu furi, să nu prea curvești, aici Domnul Iisus vorbește pozitiv, ferice de cei ce fac cu tare lucru, ferice de cei. Cu alte cuvinte, Dumnezeu în lege ne spune ce să nu facem, dar în fericiri ce să facem, știți? În predica de pe munte. Și de aceea este important să vedem ce anume îi place lui Dumnezeu. E adevărat că Dumnezeu găsește plăcere și când te ferești de rău, dar tot la fel găsește plăcere și când faci exact ce îi place lui. Da. Și lucrurile care îi plac lui Dumnezeu, le-am spus data trecută pe primele trei fericiri, fericite cei săraci în Duh, și am stabilit că cei care sunt săraci în Duh sunt aceia care nu se iau pe ei pe primul loc. Da? Zic, Doamne, am nevoie de Tine, nu sunt autosuficient, în Duhul meu nu este suficiență, eu am nevoie de Tine. Ăla este un om sărac în Duh, dar un om pocăit. Cel ce plânge este cel care se smerește și smărturisește păcatele. De aia spune, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, da? Este ceea ce ne duce pe noi în Împărăția lui Dumnezeu, pocăința noastră. Și apoi spune cei blânzi. Blânzi sunt cei care ascultă de Dumnezeu, da? Făceam comparația cu un cal îmblânzit. Când îmblânzim un cal, ăsta ascultă de stăpân. Ăla sălbatic nu ascultă de stăpân, cel sălbatic ascultă de el. E, un om blând ascultă de stăpânul lui, de Dumnezeu, da? Asta înseamnă să fim blânzi. Și acum spune Domnul Iisus, ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați. Ce înseamnă să fii flămânz și setat după neprihănire? Mai înainte ca să definim ce înseamnă neprihănire în ochii lui Dumnezeu, vreau să vedeți comparația pe care o face Domnul Iisus cu foamea și cu setea. Ce observăm la foame și la sete? Dom'le, asta nu vine odată și pleacă. Asta vine de trei ori pe zi, domnule. Cel puțin de trei ori pe zi vine la tine foamea și setea. Asta așa, larg, că de mai multe ori se setea, nu? Și foame. E, vreau să vă zic că neprihănirea, Dumnezeu nu zice să o dorești odată în viață. Vin la Iisus, m-am pocăit și gata, am rezolvat neprihănirea. Nu? Zice, neprihănirea trebuie să fie o foame și o sete zilnic. Înțelegeți? Asta îi place lui Dumnezeu. Nu să-ți dorești odată la botez, zici, Doamne, aș vrea să fiu ca Tine, vreau să fiu până la moarte cu Tine, la botez. Și după aia te mai liniștești. Nu? La Dumnezeu neprihănirea trebuie să fie cum e foame zilnică. Mâncare și băutură, deci noi fără asta nu trăim. Tot la fel și noi să nu putem să trăim dacă nu facem voia lui Dumnezeu. Iisus chiar așa a spus odată, mâncarea mea este să fac voia Tatălui meu. Observați? Asta vrea Dumnezeu să ne transmită și nouă, și anume că El vrea să fim flămânși și însetați după neprihănire. Adică zilnic să ne dorim. Zilnic. Să tânjim după neprihănire zilnic. Și care este această neprihănire de care vorbește Domnul Iisus? Biblia ne vorbește despre trei neprihăniri în principal în Scriptură, să știți. Trei. Prima neprihănire este neprihănirea lui Hristos, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Este neprihănirea care se capătă prin credință în Domnul Iisus Hristos. Aceasta nu e neprihănirea noastră, ci este a Lui. Însă aceasta e cea mai mare. Noi dacă nu venim la Domnul Iisus Hristos, nu putem fi iertați de Dumnezeu. Neprihănirea lui Hristos singura care ne mântuie pe noi. Da? Tâlharul lui de pe cruce i-a zis, adevărat spun că azi vii cu mine în rai. Omul ăla n-a apucat să facă fapte bune, dar una a făcut. A luat apărarea lui Iisus pe cruce. Știți? Tâlharul i-a zis, nouă ni se cuvine să plătim plata faptelor noastre. Dar el ce l-a făcut? Deci a luat apărarea lui Iisus pe cruce, mare loc. Băi, nimeni dintre oamenii de acolo nu făcea asta. Toți își băteau joc, spune Scriptura. Dar ce vreau să spun este că neprihănirea lui Hristos este cea care ne mântuiește.
Și noi trebuie să fim flămânzi după această neprihănire. Ce înseamnă asta? Să venim la Iisus, fraților. Să venim la Iisus. Nu știu dacă, cum sunteți aici, dacă toți ați venit la Hristos, dacă toți sunteți împăcați cu Dumnezeu, dar să știți că fără această neprihănire nu intrăm în cer. Să știți că o faptă bună mai vedem și la nepocăiți. Și la ei. Și ei se mai îndură de un sărac și ei mai fac cu o faptă bună pentru copii, un bine, da, un dar. Dar să știți că faptele alea bune nu mântuie. Acelea pot fi răsplătite dacă le face în numele Domnului, dar mântuirea ți-o capezi doar prin neprihănirea lui Hristos. De aceea, fraților, neprihănirea care o dorește Dumnezeu cel mai mult este neprihănirea lui Hristos. Voia Tatălui este să credeți în acela pe care l-a trimis El. Da? Adică să căpătăm neprihănirea prin Iisus Hristos. De aceea este urgent, este necesar ca oamenii să vină la Iisus, să se boteze sau să meargă într-o adunare. Mă bucur pentru voi că mergeți în adunare. Acum eu știu că mai sunt și alți bărbați, când am mai prins, am mai venit și câte unii și alții. Să veniți la adunare, de ce? Pentru că apartenența la Hristos se vede cu apartenența la biserică. Pavel ne spune, biserica este trupul lui Hristos. Nu poate să zică cineva, eu l-am pe Hristos, dar n-am biserica. Nu, pentru că biserica e trupul lui Hristos și cine va face un lucru mic sau mare, unul dintre acești nesemnați frații mei, iată ce frumos vorbește Domnul, ce mie îmi face. Cu alte cuvinte, Iisus se identifică cu noi. Cine are pe Iisus, se vede prin faptul că stă între credincioși, da? Între frații. Bun, a doua neprihănire despre care vorbește Scriptura este neprihănirea mărturiei. Apostolul Pavel îi spune lui Timotei, fii o pildă în învățătură, în trăire și în purtare, da? Spune Apostolul Pavel lui Timotei. Ce înseamnă să fii pildă? Adică să fii o mărturie bună. Tot în predica de pe munte, Domnul Iisus ne spune așa, voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a sara? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii, dar o cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Acum ce trebuie să știm este că Dumnezeu vrea să fim mărturie. Fraților, trăiți în așa fel încât să fiți o mărturie bună pentru vecinii voștri. Să vadă schimbarea vieții. N-ajunge că te-ai pocăit. El trebuie să vadă vecinul, un vecin mai bun. Un vecin mai bun. Un lucrător, un gospodar mai bun. Doamne, dacă ai casa ta, fă o mărturie bună. Nu stai cu burele în curte, da? Nu stai cu câmpul nefăcut sau alte lucruri, serios. Nevăruit, cu țigla spartă sau alte lucruri. Fiți mărturie, frate, în toate. Să știți, ei se va uita la voi. Deci ia pocăitul cum se poartă aici, știi? Și noi trebuie să luăm seama la asta, să fim o mărturie bună. Că să știți, de multe ori noi mărturisim pe Domnul și facem câte o vizită sau uite, de Crăciun, de Paște, când românii mai sensibil, mai facem câte o invitație. Hai că uite, avem un program de colind, de zicem noi, știți? Da. Știți ce poate să împiedice? Mărturii. Da. Dacă unul nu are mărturie bună, știți că lui vine greu să duc? Da. Noi am făcut, nu știu dacă v-am zis, am făcut misiune într-un sat Gruiu, din Călăraș. Și era o adunare ca asta a dumneavoastră, v-am mai zis, nu mai știu. Și era adunare ca a dumneavoastră. Deci le făcuse clădiri, frații. Nu știu cum, eu când am ajuns acolo, mi-a dat cheia, fratele, și mi-a zis, uite, mergi și ajută cu frații. Vreo 30 de kilometri de la București, mai aproape. Domnule, și a fost făcut o eroare de la început, sau mă, nu știu dacă eroare. Biserica a fost pusă în curtea unui credincios, enoriaș, da? În curtea lui. Deci era curtea lui, adunarea și casa alături, da, acolo. Băi, omul ăsta s-a despocăit. Cred că înțelegi ce vreau să zic. N-a mai mers bine. A început să bea, s-a îndepărtat de Domnul. Surorilor, dacă vreți să mă credeți, m-am mai dus acolo un an de zile. N-a mai venit. Nu mai veneau. Se potigneau. Nu puteai. N-ai nicio. Și n-ai ce să faci, că era în curtea lui. Măcar dacă despărțeam, dacă făceai o parcelă așa și un gard, băi, era ceva. Băi, aici e biserica, e treaba vecinul, noi cu noi. Nu, a fost. În fine, ce vreau să vă zic, mărturia face foarte mult. Nici nu vă dați seama. Poate să dărâcească tot. De asta, nu vă uitați că aveți învățătura adevărată. Că voi aveți. Asta e din tot satul ăsta. Voi aveți adevărul. Voi veți fi mântuiți datorită adevărului pe care știți. Că Iisus e Fiul lui Dumnezeu și că prin jertfa Lui pe cruce veți ajunge în rai. Așa va fi. O să ajungem acolo și o să vedeți că așa e. Dar cât eu sunt pe pământ, eu voi câștiga pe oameni în măsura mărturiei mele. Cât pot eu să fiu un martor mai bun, atât pot să atrag. Și de aceea trebuie să ne smerim și să ne rugăm, Doamne,
fă-mă un creștin mai bun. Fă-mă o mărturie mai bună, fă-mă o lumină mai mare. Și dacă sunt pietre de poticnire, dacă sunt lucruri care știi că dacă te scapă vorba, dacă tu ești supărăcios, așa, ții supărare, așa, nu mai zâmbești cu săptămânile, poate așa, roagă-te Domnului să te schimbi, să te moaie. De ce? Pentru mântuirea lui. Tu ești salvat. Dumnezeu îți iartă treaba aia, nu? Să nu crezi că Dumnezeu se uită la asta. Dar îl pierzi fără de lângă tine. Ăla nu se mai, ăla se potignește. Și de aceea, fraților, nu-i de neglijat. E foarte importantă neprihănirea mărturiei personale. Să aveți o mărturie bună. Iată că dacă cineva dorea să fie episcop, Apostolul Pavel vorbește despre episcop, da? Prezbiter, fratele Cornel, fratele de la Țigănești, spune acolo câteva condiții. Vedeți? Astea sunt condițiile celor mai înalți slujitori ai lui Hristos, da? Ca să fie episcop. Asta înseamnă să fii pastor, da? Să fii predicator. Și uitați-vă care erau condițiile pentru un episcop. Zice, dar trebuie ca episcopul să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înțelept, vrednic de cinste. Ce înseamnă vrednic de cinste? Dom'le, mărturie bună, Domnule. Să fie cinstit între oameni. Să zică oamenii, băi, da, am văzut pe el, am văzut pe ea. Deci vrednic de cinste. Mai spune aici încă ceva? Să-și cârmuiască bine casa, că dacă cineva nu știe să-și cârmuiască bine, cum va îngriji de biserica lui Dumnezeu? Să nu fie întors de curând la Domnul, ca nu cumva să se îngânfe. Trebuie să aibă o bună mărturie din partea celor de afară. Iată. Să aibă o bună mărturie din partea celor de afară. E important asta pentru Dumnezeu. De aceea fiți neprihăniți. Căutați să fiți buni cu oamenii. Apostolul Pavel zice, m-a făcut tuturor totul. Ca să câștig pe cei mai mulți. Pavel nu era sclav oamenilor și nu la asta ne îndeamnă Domnul, ați înțeles? Nu despre asta e vorba, nu ne facem sclav oamenilor, dar ne purtăm cu ei cu dragoste. Iată cum vorbea fratele pastor de dinaintea mea, de la Țigănești, Domnul Iisus a dus înaintea femeii, a așteptat-o, a luat inițiativa în discuție, deci o să rămân la el. Face el primul pas, frate, face el primul pas. Deși era bărbat, nu? Da, la ei, iudei erau, la iudei bărbatul era mai sus, femeia era mai jos puțin așa, în mai multe lucruri. Dar Domnul a lăsat toate astea deoparte și s-a purtat exemplar ca să câștige sufletul acesta și l-a câștigat. Și de unde l-a scos? A zis ce fapt avea femeia aceea. Apoi, fraților, este neprihănirea slujirii. Aceasta este o altă neprihănire pe care Dumnezeu o cere de la noi și anume, Dumnezeu ne vrea slujitori. Și fratele a vorbit puțin înaintea mea de femeia care a început să slujească din ziua aia. Cum a auzit despre Domnul Iisus? S-a dus și a spus altora. Fraților, să știți că v-ați întors la Dumnezeu, slavă Domnului. Dumnezeu vă garantează mântuirea pentru că v-ați întors la Domnul. Acolo e mântuirea. Aveți o mărturie bună. Dumnezeu se bucură că se dezlumini și sari. Da, Dumnezeu s-ar putea să zică într-o zi, du-te la Ninive și vestește-i încă 40 de zile și cetatea aceasta va fi nimicită. Și știți ce a făcut Iona? N-a avut. De ce? Nu-i suferea pe Ninive. Domnule, vă zic ceva. Vă zic, da, erau păcătoși. Avea dreptate Iona asta. Era istorici, știți ce spun despre Ninive? Ăștia erau cum era Hitler, dar mai avansat. Erau sadici niniveni. Domnule, ăștia când cucerau un popor, zice că le tăiau o mână și un picior și îi spânzura de zidul cetății, numai ca să intre frica în om. Și le scutea ochii și le mutila picioarele și îi lăsa să atârne de pereți. Așa de răi și cruzi erau oamenii aceștia. E, nu degeaba Iona, săracul, nu prea vroia să se ducă la ei. Poate că trecuse și până în zona lui și îi cunoștea oricum. În vremea aceea se ducea vestea ca și astăzi despre popoare. Și ce nu vrea Iona? El se bucura să fie nimiciți oamenii ăștia, dar nu se bucura nu cumva să se pocăiască și să-i mântuiască, știți? Că știți ce a făcut? El 40 de zile, până la urmă l-a înduplecat Dumnezeu și s-a dus. Și s-a dus și a zis, 40 zile și veți fi nimiciți. Deci el n-a zis că dacă vă pocăiți, că vă anașeți. Vedeți, inima omului. Dar culmea că mesajul ăsta a prins, Domnule. A prins. Ăștia, chiar dacă el n-a zis, ăștia a simțit că e o șansă, știi, e o șansă ceva, că de 40 de zile, nu? E un termen, e ceva, poate în ăștia 40 de zile se schimbă. Nu și s-a pocăit. Și când Dumnezeu s-a îndurat de ei, știți ce a zis Iona? A zis, nu e asta lucru de care mă temeam eu, că o să te înduri și că o să-ți fii milă de el. E, ce vreau să vă zic este că
slujirea e importantă pentru Dumnezeu. Ca să slujești, va trebui să-ți dai ție de jos pretențiile tale. Uite, Iona nu-i plăcea de nimeni, da? Nu știu de ce nu vă place dumneavoastră. Poate fiecare are câte o chestie care nu mi-a place să mă duc acolo, nu mi-a place. Știți ce zicea la noi la seminar? Vă zic un lucru acum care e ceva interesant. Când eram la seminar, la școală la București, ne zicea frații, băi, unde vrea să fii păstor? Și majoritatea zicea, oraș, la oraș, care pe încotro. Și zice, băi, lasă, băi, unde te chemă Dumnezeu, acolo trebuie să mergi. Și acum vă zic, la mine așa s-a nimerit, la oraș să fiu, că eu chiar locuiam acolo, lângă biserica unde sunt acum păstor. Da, vă zic ceva, nu știu, nu e un compliment, dar mare bucurie am când merg la țară, sincer. Nu știu, eu am copilărie la țară, știți? Eu mergeam la bunici acolo. Mie, toată fericirea copilăriei mele era cu vaca, cu găinile, să merg pe câmp. Am învățat să not într-un... Era un canal ăsta de irigație, nu știu dacă aveți. Ceaușescu făcea canal de irigație peste tot. Și pe aici. Era mic cu verișorul meu. Aia, mi-a plăcut mult. Dom'le, pentru mine țara este înviorătoare, știți? Avem noi un poet român care zice veșnicia s-a născut la țară. Da? Și ce vreau să spun este că nu contează unde îți place, unde nu îți place. Va trebui să slujești unde pune Dumnezeu. La mine e invers puțin. Nu e ușor la București. Chiar vă spun, vă fac o mărturisire. La București, Dumnezeu, e greu, Dumnezeu, să le predici. Oamenii sunt deștepți, ei cred, nu totdeauna sunt, știți? Deci, deștepți cu bani, cu tot felul. Măi, și când îi vezi că le vorbești și inima lor nu e cu ei, vă mărturisesc, știți că nu e ușor. E foarte greu. Dar mergem înainte. Harul lui Dumnezeu ne va duce până la urmă, într-un fel sau altul. Ce vreau să vă zic este că să facem chiar ca și Iona. Nu-ți place, nu-i cum vrei tu, du-te. Oricum ești mesager, Dumnezeu nu te cheamă, nu l-a chemat pe el să se însoare cu ninivenii, nu. El zice, du-te, fă o mărturie și gata, la revedere. Ei, și noi la fel, trebuie să mergem să slujim oriunde Dumnezeu ne-ar trimite. Da? Asta înseamnă slujire, frate și sejoare. Deci să faceți slujirea pe care Dumnezeu vă va cere-o vreodată. Uneori poate să fie un ajutor, o altă dată poate să fie un mesaj sau... Du-te și invită, da, la o întâlnire, la ceva. Și sau dă o Biblie, sau fă ceva pentru cineva. Bun. Apoi, Biblia ne vorbește de a fi milostivi. Ferici de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Acum, fraților, știți că milostenia în poporul românesc și în general, pe plan spiritual, se referă la lucrurile materiale. Milostenia. Adică să dai milostenie, să dai la săraci, mâncare, bani, ceva așa. Acum, vreau să vă zic că Biblia ne învață. În Evanghelia după Matei spune la un moment dat despre cele mai importante lucruri din lege. Și anume, spune că farisei și cărturarii, ei dădeau zecială din mărar, din chime, din izmă, de peste tot. Și Domnul Iisus le-a zis în Matei 15, le-a spus, voi desființați legea lui Dumnezeu în folosul datinei voastre. Da? Desființați legea lui Dumnezeu în folosul datinilor voastre. Spune, cine va zice tatălui său sau mamei sale, oricum ce te-aș putea ajuta, l-am închinat lui Dumnezeu. Și nu mai este ținut să cinstească pe tatăl său și pe mama sa. Și ați desființat astfel cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinei voastre. Fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi când a zis, norodul acesta mă cinstește cu gura și mă cinstește cu buzele, dar cu inima este departe de mine. Acum, fraților, ce vrea Dumnezeu să spună este că noi trebuie să cinstim pe Dumnezeu nu numai cu gura și cu vorba, ci trebuie să-L cinstim cu inima, adică noi trebuie să-L iubim pe Dumnezeu cu adevărat și trebuie să facem voia Lui. Cu alte cuvinte, să nu călcăm cuvântul lui Dumnezeu. Dar, în altă parte, spune Domnul Iisus că oamenii aceștia dădeau... zecială. Vai de voi cărturași farisei fățarnici, 23, citesc. Pentru că voi dați zecială din izmă, din mărar și din chime și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege. Dreptatea, mila, credincioșia. Pe acestea trebuie să le faceți și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Acum, fraților, ce ne învață Domnul Iisus? Domnul Iisus ne învață că dreptatea, mila, de care vorbim acum, și credincioșia sunt cele mai importante lucruri din lege. Să știți, dreptatea, mila și credincioșia sunt cele mai importante lucruri. Dar zeciuiala de care vorbeau oamenii aici, că ei dădeau, ce voi fariseilor dați zeciuiala din mărar, chimen și așa, izmă,
Ei de data zicea, uitați ce spune Domnul Iisus aici, dar pe celelalte lucruri să nu le lăsați nefăcute. Cu alte cuvinte, dacă tu ești drept, iubitor, da, milostiv, și credincios, asta nu te scutește să mai dai zeciuieli. Da? Noi considerăm că trebuie să dăm partea Domnului. De exemplu, dacă vine, vine salar, săptămânal, lunar, mă scuzați, lunar, vine, îmi vine salar, eu am un plic, mă rog, acum e cu conturile, dar înainte era un plic, un plic, măi, partea Domnului, 10%, aia e la Dumnezeu. Aia merge la biserică, da? Merge la biserică. Alt plic era cu dările, curentul, întreținerea, știți, mă, telefonul și așa mai departe. Mi-a să aveți și cu noi și așa. Și după aceea restul, măi, banii casă. Ce mai cumpărăm, mâncăm și așa, o haină, ceva. E, vreau să vă zic că eu când eram student, eram în chirie în București, ca toți studenți. Da, în chirie și în surat, da, greu. Și stăteam în chirie și la un moment dat zic, Doamne, nu ne mai ajunge, doar soția lucra, eu normal eram student după ce am ceva. Și la un moment dat ne ajungeam cu greu în ceea ce privește chiria, dacă nu erau mici în București chiriile. Și odată m-am rugat lui Dumnezeu și am zis, Doamne, ce să fac? Cum să răzbesc mai departe? Și Dumnezeu mi-a dat un mesaj. Am ascultat o predică de fratele Daniel Brânzei, care știți, e un predicator din America, român de-al nostru. Și dânsul ne învăța treaba asta și spunea, măi, fraților, dacă noi îl cinstim pe Dumnezeu cu cele întâi roade din tot venitul nostru, Biblia spune, grânarele tale vor geme de must și teascurile tale vor fi pline de belșug. Și zice, cum stai cu zecioala? Întrebai-l în predică, știi, și eu ascultam. Dacă mă credeți, eu eram student la teologie, de nu de la zecioală. Asta nu te naști cu ea, asta înveți, cu timpul, înțelegeți? Eram eu întors de vreo 3-4 ani la Domnul, dar disciplina asta nu aveam. Băi, fraților, și vă zic că de atunci am vorbit cu soția și a zis, măi, Cristina, soția mea, așa o cheam, și zic, uite ce spune Dumnezeu aici, vorbiți de zecioală, Dumnezeu, și cistește-l pe Domnul cu ce din tăi roate din tot venitul tău. Și atunci grânarele vor fi pline de belșug. Și Maleahie are o vorbă, că dacă mă necinstiți cu zeciuielile, puneți-vă la încercare și voi vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cele. Zic, măi, soția, zic, n-avem mult, așa că nu-i mult zecioală. Zic, hai să punem zecioală. Și în fiecare lună ne-am hotărât să punem zecioală. Și am făcut și noi plicuri, cum fac creștinii buni, știți? Și am început să dăm zecioală, din puținul nostru cât aveam. Vreau să vă zic, asta e o mărturisire pentru dumneavoastră. Nu n-a trecut nici 6 luni sau 7, să zicem, de atunci am primit casa în care stau acum. Da, vă zic. Deci de la chirie ne-am mutat, cineva ne-a zis, vino aici, nu plătești nicio chirie. Și în cele din urmă ni s-a dat casa aceea, înțelegeți? Ăsta e un semn de la Domnul. Măi, fraților, dacă aveți nevoie material și vă cred că nu este ușor, puneți-l pe Dumnezeu la încercare. Nu știu cum stați cu zeciala, nu spuneți mie că sunt musafir. Dar să știți că din ce dați, din aia Dumnezeu va da. Să știți. Este scris în Proverbe 3. Proverbe 3 spune, dacă îl cinstești pe Domnul, Domnul te va binecuvânta, vei avea din belșug. Și vă zic că e ceva viabil, Domnul. Noi și așa nu prea putem, acum să facem noi afaceri și cine știe ce să facem. Ia dă tu pentru Dumnezeu. Și hai să vezi cum se va purta Dumnezeu cu tine, da? Deci și asta nu trebuie să te uiți tu unde dai. Că eu ce, acolo eram student, nu aveam biserică. Biserica era la Giurgiu, unde eram eu. Dar am văzut eu biserica unde merg săptămânal și acolo mi-am dat zecioala. Nu? Pentru că unde te hrănești spiritual, acolo și aduci darurile tale. Bun. De ce am spus treaba asta de zecioală? Ce înseamnă milostenie? Milostenie, când vrei să dai de bună voie, înseamnă ce dai peste 10. Înțelegeți, dumneavoastră? Că dacă cineva nu dă zecioală, dar zice, eu dau de bună voie, s-ar putea ca dărnicia aia să nu ajungă până la 10% la Dumnezeu, asta înseamnă că nici măcar nu ți-ai dat zecioală. Asta era un minim în Vechiul Testament. Vreau să știți că pentru Noul Testament spun unii, Domnule, că Noul Testament este după cât a hotărât în inima lui. Ei, hotărăște inima ta cât dai peste, dar nu sub. Deci e că dacă ne uităm în Noul Testament, la câte dărnicii aveau apostolii, ce putem vedea acolo? Păi, fraților, zice că Barnaba a vândut un teren și a dat toți banii la apostol. Tot! Dădeau tot ce aveau. Zice că biserica primară, toți dădeau, puneau totul de obște și toți aveau din destul. Deci, dacă ne uităm, în Vechiul Testament era 10. E, în Noul Testament era mult mai mult. Dădeau tot. Dădeau mult. Da? Foarte mult. E, noi suntem îndemnați de Dumnezeu, cu alte cuvinte, să dăm peste 10 ani. Știi? Aia e a Domnului, deci nu te bagi, nu socotești, aia e a Domnului. Nu te gândi ce face păstorul sau cum, nu, aia nu-i treaba ta. Nu, da? Uite, când s-a dus Ana la templu și acolo era Eli, Hofni și Fineas, nu erau cum trebuie Hofni și Fineas. Păi ea n-a împiedicat să-și aducă darul la altar.
Și știți ce s-a întâmplat? Dumnezeu a ascultat rugăciune. S-a născut Samuel, da? Deci ce observăm? Nu vă uitați la fața omului. Sunt adunări și mai rele ca dumneavoastră, să știți. Dar noi ne închinăm lui Dumnezeu. Și atunci eu ce fac pentru Dumnezeu? Dumnezeu din ce face direct mie. Lasă pe oameni. Oamenii poate să facă una sau alta, fiecare va da socoteală. Deci asta este ceea ce am vrut ca să vă transmit, să dați Domnului zeciuielile dumneavoastră și milostenia dumneavoastră, că da, că din ce dați, în aia Dumnezeu vă va binecuvânta. Cunosc o soră care venea la mine, la București. Frate, câștig puțin, nu pot să o aduc 10 ani. Și el zice, mă, Dumnezeu e credincios, zice, puțin câștig și puțin îți cere, zice, că 10 ani nu-i mare, da? E cât e. A, și ea, n-a zis, nu pot să dau, frate, zice, nu-i nimic. Domnule, asta e relația cu Domnul, nu poate să ceară nimeni treaba. Nu-i de vă zic că n-ai ieșit de acolo, n-ai ieșit de acolo. Tot greu e, tot, abia să trăiesc. Eu am considerat în inima mea, mi-e delicat să vorbesc cu oamenii treaba asta câteodată, dar eu am văzut asta în inima mea. Măi, ăla care nu merge bine, nici nu dă Domnul, știți? Nici nu dă. Ăla care merge bine, e generos, dă. Și din ce are, Dumnezeu îi dă, știți? Și Dumnezeu nu se uite la zonele țării, nu se uite. El binecuvintează și în piatra seacă. Iau cam minte și după aia trece la următoarea fericire. Era un păstor care s-a dus în Tulcea. Și în Tulcea nu prea crește porumbul, nu știu să vă spun de ce, dar că nu prea crește acolo în Tulcea. Porumbul, cartoful, anumite lucruri, nu știu, poate e sărat de la mare ceva, bate un vânt sau apa, nici nu știu ce poate să fie. Și toți de acolo au zis, băi, nu pune porumb, cartof și nu mai știu ce anumite, nu cresc, pune altceva. La care păstorul respectiv care s-a mutat în Tulcea, la curte, da, ca dumneavoastră, zice, măi, el a pus ce a considerat că este bine pentru familia lui, da, să consume și el din ce câștigă, de ce iese de acolo. Păi și minunea satului s-a întâmplat. Deci, rodea porumbul la el, rodea cartoful la el, că toți zice, măi, de unde l-a luat? Ce-i pus acolo cu cei străbiveți? Zice, băi, n-am făcut nimic, măi, eu sunt nou aici pentru voi. Voi să ziceți cum să face treaba la voi. La care aia s-au mirat și s-a, de ce a ieșit lucru bun. Și acum ce vreau să vă spun este că, domnule, el era omul lui Dumnezeu. El se ruga, Doamne, binecuvintează Tău, fii Tu cu mine. Vreau să vă zic că dacă veți fi credincioși lui Dumnezeu, vă va face Dumnezeu prosperi în Gosen. Știți cum e Gosen? Gosen e un ținut din Egipt, unde, domnule, acolo nu cădea piatra, acolo nu se făcea întuneric, broaștele nu pătrundea, orice plagă venea peste Egipt, acolo nu, da? E, Dumnezeu poate să facă un Gosen din tine, da? Din curtea ta, din locul tău, dacă îi ești credincios lui Dumnezeu, da? Și de aceea Dumnezeu ne învață să fim milostivi, că spune aici, ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă, da? Bun, și în cele din urmă vorbește despre inima curată. Ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Acum, fraților, ce vreau să vă spun este că în Ieremia ne se spune că inima omului este desnădăjduit de rea și nespus de înșelătoare. Cum putem să vorbim noi despre o inimă curată? Ce înseamnă să ai o inimă curată? Dacă Ieremia zice că inima este desnădăjduit de rea, nespus de înșelătoare. Știți cum mai zicea un reformator Calvin, zicea, inima este o fabrică de idoli. Era în ton cu Ieremia. Inima e rea, nu este. Și totuși, ce trebuie să faci ca inima să fie curată? În primul rând, doiul lui Hristos. Dacă vrei ca inima ta să fie curată, doiul lui Hristos. Noi nu ne mulțumim cu o inimă care zice, măi, sincer spun, mă las de rău, mă las. Noi nu nădăjduim în așa ceva. Noi zicem, dă inima lui Iisus și atunci e nădejde, e speranță. Un om, oricât ar avea inima de rea, dacă i-o dă lui Iisus, Iisus știe ce să facă cu ea. Îi va da o inimă de carne, spune Ieremia. Și de aceea, ca să ai inima curată, că aici Iisus zice, ferice de cei cu inima curată. Doamne, ce să fac ca să am inima curată? Dă-i lui Iisus. Fiule, dă-mi inima ta și să găsească ochii tăi plăcere în căile mele, spune Solomon, da? Dumnezeu ne cere inima. De ce? Pe de o parte știe că ea trebuie îndreptată și pe de altă parte că din ea ies izvoarele vieții. Știți, păzește-ți inima mai mult decât orice, că și din ea ies izvoarele vieții. De aceea inima Dumnezeu ne-o cere pentru El. Pentru că, în primul rând, numai El o poate curăți și mai spun ceva. Noi nu putem curăți inima așa cum o curățește Dumnezeu. Noi avem un control aparte asupra inimii, dar nu putem face curat. Că inima e nespus de înșelătoare, desnătășduit de rea, adică Domnule, și pe tine te înșeală, da. Eu am văzut oameni care plângeau după ce făceau rău. Când eram în armată, undeva în Timișoara, eu am făcut armata cu niște oameni care veneau din pușcărie. Nu știu cum te i-a trimis acolo.
Eu eram ca un miel între lupi. Aveau tatuaje, aveau dinți scoși, sărați. Erau oameni de ăștia din pușcării. Terminase, de fapt, pușcăria, dar i-a dus acolo. Și vorbeam cu ei din când în când, așa, și îmi spunea că, băi, zice, eu am plâns de multe ori pentru rău care îl făceam. Că erau un tâlhar. Băteau, furau, cam așa era vina, băteau și furau, făceau tâlcării și închideau. Zice, băi, am plâns, mi-a părut rău, am făcut un an de închisoare, am zis, nu mai fac în viața mea. Și am plâns pentru el. Păi a venit patima, iar am făcut. Adică a văzut el aur, a văzut el ceva de furat. Și ce vreau să vă zic, inima te înșală și pătim. Deci dacă ești pătimaș, nici tu nu poți stăpâni. Tu vrei să-i pui frâu, să zici, băi, nu mai fac treaba aia, nu mai ating, nu mai spun nimic. De unde iar te scapi, știi? Deci tu n-ai control asupra inimii tale cât are Dumnezeu. Așa. De asta Dumnezeu zice, dă-mi inima ta, fiule, ca să scapi de rău. Că tu nu o să o poți ține frâu, că ea este înșelătoare nu numai pentru alții, ci și pentru tine, da? Și rea nu numai pentru alții, ci mai ales ție îți va face rău. Și ca noi să curățim inima noastră, trebuie să o dăm lui Hristos. Și al doilea lucru, fraților, ca să avem inima curată, trebuie să avem o conștiință curată. Și acum un ultim verset și cu aceasta mă apropii de încheiere. Un verset din Evrei, capitolul 6, unde vorbește ceva despre conștiințele noastre. Evrei, capitolul 6, spune așa. La capitolul 10, versetul 22. Să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință de plină și cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. Ce observați aici? Să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință de plină și cu inimile stropite și curățite de un cuget rău. Surorilor, să știți că Biblia ne spune despre conștiință, că zice conștiința noastră este rea. Adică, ce înseamnă asta? Conștiința noastră câteodată ne zice, domne, tu nu o să reușești, tu nu o să te ții de calea asta, tu nu are rost să intri în lucrarea lui Dumnezeu. Deci avem o conștiință rea, care ne sună nouă niște, ca niște presimțiri de astea care nu sunt cum trebuie. Știi? Noi trebuie ca să avem un cuget curat, dar cugetul curat se spală în sângele Domnului Iisus, dar spune aici curățit, inima curățită de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. Cum îmi curățesc eu cugetul meu cel rău? Vreau să știți, conștiința noastră nu este bună până când nu vine la Iisus. Conștiința noastră, adică ce vreau să spun? Tu știi, nu e bine să fur, nu e bine să poftești, nu e bine să faci anumite lucruri, dar vezi că la un moment dat conștiința merge, e debusolată puțin, și îți va zice că nu e bine nici așa să duci la biserică, nici să stai pe lângă pocăiți sau știu. Și noi ca să putem să luminăm conștiința noastră, da, și să o curățim, da, de răutățile ei, ce trebuie să facem? Spune aici spălată cu apă curată. Apa curată, să știți, în Biblie este un simbol pentru cuvântul lui Dumnezeu. Spune, noi am fost născuți din nou din apă și din Duh. Duhul e Duhul Sfânt, dar apa e cuvânt. Că spune Iacov, am fost născuți din nou din cuvânt. Ca să am o conștiință curată, frașilor, trebuie ca eu să cunosc cuvântul lui Dumnezeu, să-l citesc. Citind și meditând la cuvântul lui Dumnezeu, conștiința mea se iluminează, da? Cugetul meu se iluminează și atunci eu voi ști ce este bine și ce este rău. Și de asta este important ca să am inima curată, să stăruiesc în cuvântul lui Dumnezeu, să citesc cuvântul lui Dumnezeu. Spune cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta, cuget asupra ei zi și noapte căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei lucra cu înțelepciune și vei izbândi în toate lucrările tale. Frați și surori, ca să avem inima curată, trebuie să stăruim în cuvântul lui Dumnezeu. El ne iluminează mințile, sufletele, da?